Bună seara, România, unde dai și unde crapă. Se vor bucura cei care au angajat și care plătesc la stat un CAS mai mic dacă se ajunge la implementarea acestei legi, dacă CAS-ul va fi mai mic pentru angajator, dar s-ar putea să aibă probleme pensionarii. Președintele Traian Băsescu a făcut o declarație în care a explicat motivul pentru care a decis să retrimite la Parlament pentru reexaminare proiectul de lege prin care se cere micșorarea nivelului de CAS. Spune președintele tocmai asta, că s-ar putea să se mărească deficitul la fondul de pensii. Așteptăm să vedem ce spun specialiștii în economie, dacă nu cumva s-ar putea ca de la anul să avem probleme tocmai la plata pensiilor. Începem dezbaterea tocmai de aici, vedem declarația președintelui Traian Băsescu și apoi cerem lămuriri din partea specialiștilor. O reducere a CAS-ului este o măsură bună, pe care o susțin fără rezerve, legate de utilitatea unei astfel de măsuri de reducere a fiscalității pe muncă. În același timp însă nu pot să nu am rezerve legate de sustenabilitatea măsurii. Aceasta este în principal motivația în baza căreia am trimis astăzi legea înapoi la Parlament, deși am solicitat un document de la guvern, din care să rezulte modul cum reducerea CAS-ului poate fi susținută, până la acest moment nu am primit niciun document. Mă tem că poveștile pe care le spune când nu-i de față cu mine, când e numai cu doamna ministru de finanțe, sunt povești pe care le-ar muta și pentru MTO, MTO, și pentru CAS și pentru orice. Aspirațiile, dezideratele de mai bune încasări, dezideratele de valorificare a unor venituri din insolvență, deși legea insolvenței nu acționează retroactiv, deci are foarte multe povești. Această fragilizare, creșterea de la 12,5 la peste 18 miliarde de lei deficit al fondului de pensii, este un lucru îngrijorător. Nu vreau să spun, Doamne ferește, că nu se vor plăti pensiile, dar se crește riscul ca la un moment dat să începem să amânăm plata pensiilor, să le mai mutăm pe luna viitoare și așa mai departe, în funcție de lichidități. Un alt risc este legat de creșterea taxelor. Creșterea taxelor pe proprietate, creșterea taxelor pe automobile, creșterea cotei unice. Aici este semnalul de alarmă, poate cel mai important. Este posibil să se ajungă la amânări în plata pensiilor, întârzierea pensiilor. Cred că aici trebuie să vedem cum stau lucrurile, dacă reducerea aceasta ar putea să complice în așa hal lucrurile în economie. Avem o întrebare pentru dumneavoastră tocmai în acest sens. Credeți că reducerea aceasta vă va aduce un trai mai bun? Puteți să răspundeți cu da sau nu la numărul de SMS 1251 0,93 eurocenți cu TVA inclus și să vă prezint și invitații din această seară alături de mine în platou. Încep din dreapta mea, domnul Mimi Săpunaru, deputat PNL. Mulțumesc foarte mult, domnule deputat, pentru prezență. Alături de noi este și domnul Eugen Nicolicea, deputat UNPR și ministru pentru relația cu Parlamentul. Bună seara, domnule ministru, mulțumesc de asemenea foarte mult. Radu Magdin, jurnalist, consultant politic, mulțumesc foarte mult, Radu Magdin, pentru prezență. Și îl așteptăm și pe Adrian Rădulescu, secretar executiv departamentul pentru politici publice din Partidul Mișcarea Populară. Dar înainte de toate, vă promiteam că vom consulta specialiștii să înțelegem dacă pericolul este atât de mare, dacă reducerea CAS-ului ar putea să ducă la probleme în plata pensiilor. Tocmai de aceea avem o legătură telefonică în direct cu fostul ministru de finanțe, Gheorghe Alomițeanu, și mulțumesc foarte mult pentru intervenția telefonică. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! Asta s-ar putea întâmpla dacă guvernul nu reușește să găsească surse de finanțare pentru a pune bani acolo unde vor lipsi odată ce acest CAS va fi mai mic? S-ar putea ca plata pensiilor să fie întârziată la anul?
Nu, pensiile în România nu cred că nu se vor plăti. S-au plătit și în perioadele cele mai grele, 2009, 2010 și 2011, după ce am înregistrat o creștere economică. Deci nu se pune problema să nu se plătească pensiile. Ce spune președintele României este corect, că deficitul structural se mărește, dar atunci când se aranjează resursele bugetare, sigur, se iau în considerare principalele cheltuieli. Îmi pare rău că guvernul Ponta n-a reușit nici aseară să transmită la președinte o fundamentare privind aplicarea acestei măsuri de, cu 5 puncte procentuale a CASE-ului, o măsură foarte bună pentru mediul de afaceri. Era nevoie de acea fișă financiară potrivit legii finanțelor și legii responsabilității fiscal-bugetare. Dar președintele a omis un singur lucru. Și anume, mediul de afaceri este sufocat de impozite și taxe. Dacă ar analiza specialiștii de la Cotroceni evoluția încasărilor, vedem pe măsură ce s-au introdus noi impozite și taxe, încasările au fost mai mici. Adică mediul de afaceri respinge orice creștere de impozite. Iar orice reducere de impozite reprezintă un balon de oxigen pentru mediul de afaceri, pentru locurile de muncă. Pentru că în sectorul privat avem 3,5 milioane de salariați și trebuie să ne gândim și la acele persoane care riscă să-și piardă locurile de muncă. Pentru că prin sufocare, prin impozite mari, aceste locuri de muncă sunt în pericol. Iar PDL-ul și cred că și PNL-ul, că este domnul deputat Nini Săpunaru, deci parlamentarii din aceste două partide au votat pentru reducerea cu 5 puncte procentuale a CASE-ului, pentru că mediul de afaceri este sufocat. Trebuie să avem în vedere și ce spun cei din mediul de afaceri, ce spun salariații de acolo, pentru că vin și să plâng la cabinetele noastre parlamentare că își pierd locurile de muncă. Dar din analize, acest lucru reiese și trebuie să ne gândim. Nu trebuie să ne gândim numai la sectorul bugetar, că acolo trebuie să finanțăm niște cheltuieli. Sunt o serie de cheltuieli care pot fi micșorate, cheltuieli cu bunurile și serviciile, este vorba și de cheltuielile cu dobânzile, că ne împrumutăm mult mai ieftin decât deci, de acolo ar putea să fie, domnule ministru, sursele de finanțare, dar mai e o declarație care cred că ar necesita o explicație din partea dumneavoastră. Spune președintele că e posibil să îngreunăm sau chiar să stricăm relația cu Fondul Monetar Internațional dacă în urma acestei reduceri aceaste nu reușim să implementăm măsurile necesare în așa fel încât să nu ajungem la un deficit mai mare. Credeți că există pericolul acesta pentru România? Eu am lucrat cu cei de la Fondul Monetar și Banca Mondială și Comisia Europeană. Eram în situația cu un deficit de 9%, acum suntem sub 3%, suntem la 2,2%. Este o greșeală pentru România să reducă și mai mult deficitul bugetar, pentru că omorâm economia, sufocăm economia. Vom arăta foarte bine în tablou, cum a arătat și Bulgaria și ați văzut ce probleme a avut Bulgaria, că avem indicatori macroeconomici foarte buni, iar economia e sufocată. Economia produce venituri. Economia, dacă se blochează, s-ar putea acel tablou să fie pentru o zi macroeconomic. Adică trebuie să ajutăm mediul de afaceri și sunt foarte mulți fără locuri de muncă. Eu nu cred că trebuie să ajungem în următorii ani cu un deficit sub 2%. Cred că în jur de 2% este suficient. Este suficient. Eu înțeleg îngrijorările președintelui că avem angajamente cu Comisia Europeană dar și cu Fondul Monetar, dar trebuie discutat în mod responsabil. Ce îngrijorări sunt din partea Comisiei Europene și a Fondului Monetar, și o spun cu cea mai mare responsabilitate, că unii bani din care se adună la buget se cheltuiesc în mod electoral, în mod irresponsabil de guvernul Ponta. Taie banii de la investiții și îi repartizează la nivel local și se cheltuiesc în scop electoral. Nu există o responsabilitate privind utilizarea banului public. Și aici Fondul Monetar și Comisia Europeană manifestă îngrijorări, pentru că nu se utilizează banii în mod responsabil. Iar eu am atras atenția Fondului Monetar și Comisiei Europene. Orice majorare de impozite și taxe o să ne ducă într-o situație, într-o zi, într-o situație mult mai gravă. Să vedem că
foarte puțin contribuabili mai pot plăti impozitele și taxele. Și trebuie să analizăm și din punct de vedere macroeconomic, și din punct de vedere angajamentelor față de organismele internaționale, dar față și de mediul de afaceri. Ce poate mediul de afaceri să oferă bugetului? Mulțumesc foarte mult! Să sacrificăm mediul de afaceri la infinit. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru această intervenție. Chiar așa, domnule Ninisă Punaru, ați votat în primă instanță această lege. Sunteți de acord cu reducerea CAS pentru că PNL-ul este cel care susține că e părintele acestui proiect, da? Susținem de multă vreme acest lucru. Din păcate, el a ajuns un fel de ping-pong între cele două palate și dacă vă uitați, eu o privesc dacă vă ieși în prismă electorală. Deci am o mare proiect. Pentru că la ora asta, dacă nu le introducem în Parlament într-o sesiune de urgență, am putea să convocăm o sesiune de urgență, nu avem ce să rezolvăm cu el, pentru că el va intra în septembrie. În septembrie, dacă președintele îl trimite la Curtea Constituțională, deci el oricum s-a dus ca termen, dacă nu ne ducem acum în vara asta. Mai mult, și aici îi dau perfectul de la domnul Ialomițeanu, trebuie să mergem pe ideea că vrem să reducem. Eu nu cred că dacă vă duceți să întrebați un agent economic care plătește efectiv, și să știți că eu am ajuns la concluzia că cei mai buni miniștri, știți care sunt, cei care au plătit în viața lor un salariat. Să vadă când vine ziua de salarii, și vă spun cu maximă că știu ce înseamnă treaba asta, când vine ziua de salarii și vrei să te împrumuți ca să plătești salariile, că n-ai bani în cont ca să-ți plătești salariile. Sau te duci acasă și discuți cu soția și m-a întrebat, știind că am lucrat la bancă, vă dau, spune ce că auzi, dar tu poți să faci vreodată un credit pe casă fără semnătura mea? Da, nu. Ei, să știi că n-ai să faci niciodată ipotecă pe casă. Că mă gândeam să fac o dezvoltare la film undeva în 95. Deci cine n-a întâlnit și n-a văzut ce înseamnă să plătești o taxă, ăla e simplu să vorbească, să spună că nu știu ce. Bun, deci sunteți pentru această măsură, categorii, dar considerați că există pericolele despre care există, vorbește președintele? Deci acest pericol există și nu există. De ce spun lucrul ăsta? Trebuie găsite și alte măsuri de relansare economică. Într-adevăr, ce spune are dreptate. Deci s-au redus foarte mult investițiile. Deci tot ce înseamnă investiții bugetare stagnează. Există un proiect vis-a-vis de școli și așa, care urmează a fi finanțat pe Banca Mondială. Nu s-a început absolut nimic pe el. Deci s-au pierdut niște timing-uri în anul ăsta. Și banii pe investiții n-au venit. În realitate, bani pe investiții n-au venit de 2 ani de zile. Deci toate comunele spun, domnule, stăm cu banii blocați, n-am făcut nimic. Banii s-au dus, că am avut din urmă că trebuia să plătim, pentru că era absolut normal. Profesorii au câștigat procesele, iar trebuiau plătite și astea. Absolut normal, asta e hotărârea justiției, dar mai departe eu vă spun că dacă există o relansare economică, vor fi bani ăștia. Da, ar trebui dacă să nu anticipăm o relansare economică, să simtă și cetățeanul de rând dacă e o relansare economică. Ideea este în felul următor. Este de fapt și o luptă politică. Adică, domnul Ponta mai are nevoie de un 5-6%. Și el apare acum ca salvatorul națiunii. Cu o măsură de dreapta. Cu o măsură de dreapta. Vom discuta despre un punct de vedere exprimat chiar de purtătorul de cuvânt al PNL. De fapt, măsura asta mă mori. Vedem și aspectul acesta politic, dar vreau să merg cu aceeași întrebare și către domnul Nicolicea. Vă temeți de aceste pericole? Posibilitatea ca pensiile să fie întârziate? Posibilitatea ca relația cu Fondul Monetar Internațional să fie stricată dacă nu funcționează această reducere a CAS-ului? Domnul Ialomiceanu a dat răspunsul perfect și l-a contrazis pe președinte. Pensiile se vor plăti oricum, indiferent în ce situații, iar relațiile cu Fondul Monetar Internațional nu se vor strica. Niciun fel de teamă din acest punct de vedere. Și atunci, exagerează președintele, e un joc politic, interpretarea care este? Președintele nu face altceva astăzi decât să mă confirme ceea ce am spus în emisiunea dumneavoastră, că în această fază a promulgării legii nu are altceva de făcut decât retrimiterea la Parlament pentru reexaminare, că asta e singura chestiune constituțională pe care poate să o facă, că guvernul nu avea niciun fel de rol, că toată această consultare pe această temă legislativă nu putea să aibă loc, pentru că consultările se referă la altceva decât la procedura legislativă. Deci iată că după vreo 2 săptămâni de când a pornit, nu face altceva decât să execute
Ceea ce am spus eu că îl obligă Constituția. Da, între timp ar fi așteptat un document, domnule Magdin, de la N-are guvern, nicio care legătură nu a venit. Asta cu procedura Acesta respectivă. Este explicația președintelui, de aceea nu a promulgat legea, pentru că nu a primit argumentele pe care le ceruse, pentru a fi convins că guvernul are soluții, da? Ia bani de acolo, dar de unde pune la loc? Doar o secundă. A retrimis zeci și zeci de legi, dacă nu chiar sute, înapoi la reexaminare și nu mi-aduc aminte ca la vreuna din ele să fi solicitat vreodată vreun punct de vedere al guvernului. Da, de data aceasta a solicitat-o public, deci poate că ar fi trebuit să apară și acest argument. Oricum, premierul a făcut o conferință de presă în care a dat niște exemple de unde ar putea guvernul să ia bani. Dar, domnule Magdin, o poveste pur politică sau într-adevăr există pericolele acestea? Pentru că, într-adevăr, sună înspăimântător când spui că s-ar putea să întârzie pensiile din cauza reducerii CASE-ului dacă nu știi să implementezi corect această măsură. E o chestiune de strategie politică și o chestiune de dovedire sau nu a profesionalismului și a unei idei de precampanie. Normal că în momentul de față, dacă se uită și la declarația președintelui și la declarații diferite o forțe politice, clar toată lumea înțelege utilitatea reducerii respectivei cote. Deci utilitatea ține, singura problemă sunt resursele și categoric miza președintelui este alta. Miza președintelui este aceea de a ștampila guvernarea cu ideea de taxe adiționale, de impozite adiționale și cu ideea de lipsă de profesionalism. Pentru că, în esență, despre asta este vorba și vreau să demonstreze foarte clar că, domnule, teoretic măsura este bună, dar voi nu puteți arăta cum ar putea să funcționeze normal. N-a avut o misiune foarte grea, pentru că odată ce imaginile de la consultările de la Cotroceni au ajuns în spațiul public, cred că fiecare cetățean și-a pus întrebarea dacă ministrul de finanțe, că ministrul de finanțe, în primul rând, ar trebui să aibă datele respective, poate chiar și premierul, aveau idee despre ceea ce urmează să facă guvernul pentru a pune bani acolo la loc. Dar pentru că vreau să discutăm și în cheie politică tot ce înseamnă această reducere a CASE și modul în care a apărut ideea în spațiul public, aș da un citat dintr-o declarație pe care o face purtătorul de cuvânt al PNL, Alina Gorghiu, care spune următoarele. PNL e de părere că tot ce se întâmplă cu măsura anunțată și votată în Parlament privind scăderea CASE cu 5% e de fapt un joc între premier și președinte. Anunțăm PSD că noi, liberalii și colegii de la PDL, suntem disponibili pentru o sesiune extraordinară de revotare a legii de scădere a CASE, pentru că altfel măsura nu va putea fi aplicată de la 1 octombrie, așa cum demagogic a anunțat premierul Victor Ponta. Domnule Magdin, este un joc între premier și președinte, proiectul acesta de reducere a CASE, modul în care a fost lansat în spațiu public și întors pe toate părțile și purtat de la un palat la altul în ultimele săptămâni. De către partea dreptei care se consolidează și anume această alianță creștin-liberală PNL-PDL poate fi privită ca atare. În momentul în care ai doi mai actori, două mari palate care schimbă idei, în momentul cu pricina, toată dezbaterea e centrată pe acești doi mari poli de putere și restul sunt ignorați. Da, o avem pe Alina Gorghiu chiar acum prin telefon și mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună seara, doamna Gorghiu. Bună seara. Este un joc politic ceea ce se întâmplă între cele două palate și merg mai departe cu întrebarea. Credeți că există vreun fel de înțelegere între președinte și premier să joace cartea acestei dispute pentru a marca fiecare electoral, a strânge puncte din electoratul pe care îl vizează fiecare? Doamna Pușcălău, convingerea mea fermă asta este că este un joc electoral, o împărțire a ecranului televizorului între Victor Ponta și Traian Băsescu. Din păcate, sunt singurii câștigători, în timp ce, haideți să ne limităm doar la oamenii de afaceri, dacă vreți, nu la toți cetățenii, aceștia pierd. Retrimiterea proiectului de către Traian Băsescu în Parlament pentru reexaminare înseamnă un lucru pe care fiecare dintre noi trebuie să-l înțeleagă, că acest proiect de pe 1 octombrie nu se mai aplică. Și există și situația mult mai gravă de atât, că dacă PSD-ul, conducerea celor două camere, nu va convoca de urgență Parlamentul în sesiune extraordinară pentru a vota proiectul, proiectul nu se va mai aplica deloc cât PSD-ul rămâne la guvernare. E un lucru simplu, din păcate nu mi-aș dori să fie verificat în practică, dar veți vedea că asta va fi realitatea. Este un joc, un ping-pong între administrația prezidențială și Victor Ponta, care, din păcate, în acest moment este în defavoarea cetățenilor din România și a mediului de afaceri din România. Da, nu este prima dată când aud o astfel de idee din zona PNL-PDL. Chiar credeți că între Victor Ponta și Traian Băsescu există o înțelegere subterană prin care să
se facă în spațiul public, că sunt foarte mari dușmani, în așa fel încât să acapareze tot discursul public, iar PNL și PDL să nu mai aibă unde se dezvolta din punct de vedere mediatic? Eu cred că asta este realitatea. Istoria recentă, campania europarlamentarelor ne-a arătat acest lucru. De altfel, pot să vă enumăr 7, 10, 15 puncte într-o emisiune ulterioară și mâine am plăcerea să fiu la dumneavoastră în platou, puncte care arată coabitarea și acest blat dintre Victor Ponta și Traian Băsescu, începând cu pactul de coabitare, cu tot teatrul pe proiectul Roșia Montana, chiar și cu Comisia Nana. Vă întreb de ce premierul, cu o zi înainte să finalizeze Comisia raportul, a sesizat parchetul cu raportul Corpului de Control, astfel încât Comisia Parlamentară să nu poată să aprofundeze toată această situație de la Nana. Sau, repet, sunt foarte multe exemple în care s-a împărțit, din păcate, scena politică între cei doi într-un interes comun. Traian Băsescu, în momentul ăsta, a avut acest subiect al CSE-ului, de care profită complet Victor Ponta. Este un pretext pentru a nu mai aplica CSE-ul. Asta este singura concluzie pe care cetățenii de bun simț din România o vor înțelege foarte curând. CSE-ul nu va mai fi aplicat, reducerea CSE-ului cu 5 puncte procentuale nu va mai deveni realitate nici de la 1 octombrie, nici în viitorul apropiat, câtă vreme guvernează PSD-ul. Mulțumesc foarte mult, doamna Alina Gorghiu. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Nicolicea, dacă dați crezare vreun procent, măcar 1% unei astfel de ipoteze, de care pare incredibilă pentru cine urmărește cât de violent e uneori conflictul între cele două palate, numai departe de momentul în care președintele a hotărât să publice imaginile de la Cotroceni, de la cele consultări, unde nu știu dacă imaginea premierului a fost atât de bine conservată de modul în care s-au desfășurat lucrurile. După cum spune doamna Gorghiu, tot acesta a fost un joc de scenă. Deci așa a fost o înțelegere. Tu te faci că nu pricepi, eu mă fac că te întreb, tu te faci că te lași făcut de râs și mă atași pe mine și așa mai departe. Eu vă rog să mărturisesc că dacă ar fi așa ceva, n-aș putea decât să-i admit pe cei doi protagoniști pentru că de bine joacă rolurile. Eu n-aș fi fost în stare să interpretez niciunul dintre aceste roluri, pentru că mi-ar fi sărit muștarul. Cum să te pui într-o situație proastă în care toată presa ți sare în cap? Adevărul e că eu când am văzut-o pe doamna ministru, nu era în stare să explice, cum să spun, astea sunt chestii care trebuie să le... Ca ministru de finanțe, și vă spun ca om care am lucrat în interior, acolo am fost secretar de stat, vă spun că n-ai voie când ieși în spațiu public, nu când în spațiu public, când ieși afară, nu, când ieși afară din birou și te întreabă unul pe hol de unde ai banii, să nu știi de unde ai bani. N-ai voie, credeți-mi. Am lucrat cu slabă domnule, groază de miniștri de finanțe. Bine, eu vreau să vă spun următoarea chestiune. V-am explicat multe emisiuni, probabil că nu le-ați văzut. Așa, există următoarele chestiuni. Acolo nu a fost un dialog, au fost două monologuri. Fiecare spunea lecția lui care veni să învăța de acasă. Mă rog. Deci doamna ministru din ceea ce... Unii nu prea învățaseră lecția de acasă, domnule Nicolicea. Scuzați-mă, doamna ministru a dat niște răspunsuri foarte clare și din cărți. Deci dacă puteți să-mi spuneți o singură frază ca specialist care nu era... Hai că vă spun atunci ceea ce nu ați vrut să vedeți. Deci Victor Ponta a spus, dacă vrei cifre, te rog frumos citește expunerea de motive. La expunerea de motive, la pagina 3, erau cifre. Deci să ne lămurim. Mai mult de atâta. Păi vă mai dau un... Om a întrebat altceva. Cum nu? A întrebat altceva. Deci, la pagina... președintele Băsescu a mai vorbit de altceva. A spus ce facem cu banii pentru celelalte 5 miliarde. Scuzați-mă, dacă vreți să vorbești de propoziția aceea, o să-mi dați dreptate. Deci când președintele a spus ce faci cu nu știu câte miliarde care se adaugă de la MTO, era o mare greșeală. MTO, obiectivul pe termen mediu, pe care așa este o țintă, un deziderat, nu se adaugă ținta la deficit, ci deficitul influențează ținta. Dacă cei de acolo ar fi știut, i-ar fi răspuns astfel, cum a spus dumneavoastră președintele. Scuzați-mă, doar o secundă vreau să spun. Deci doamna ministru de 4 ori a încercat să-i spună că suma care se creează ca deficit nu este atât de mare, pentru că din experiența trecută, când a mai fost o reducere de CSE făcută de liberal, de Tăricianu, aprobată și promulgată
de către președintele Traian Băsescu, deficitul nu a fost exact cifra cu care s-a scăzut CASE-ul. Deci acesta este mai mic. Bun, atunci a răspuns corect doamna ministru în perioadă, n-a răspuns nimic. Ei, nu. Aia e problema. Problema e că în acea perioadă a avut loc și o antrenare. Deci în perioada Tăricianu și în acea perioadă, vorbim de 2005-2008, a avut loc și un efect de antrenare economică. Da, bine, haide să nu intrăm în chestia care asta tehnică. Vreau să revenim la discuția politică. Radu Magdin, poate să fie varianta asta valabilă, ce spunea purtătorul de cuvânt al PNL, Alina Gorghiu, că între cei doi este un joc în așa fel încât să acopere toată dezbaterea publică? V-aș da exemple doar trei cuvinte cheie pentru care am mari dubii în acest capitol. Dottore, Pisicuț și Viorel. Nu poți în contextul în care cineva periodic te demonizează, dă din casă, întâlniri din spate, te face în toate felurile. Mi se pare că prețul plătit pentru orice un aranjament subteran este mult prea mare. E mult prea mare. Deci am mari dubii la acest capitol. Haideți să vedem o mică bucățică din înregistrarea celebră de la Cotroceni, Momente de Aur, din ciclul Dacă doriți să revedeți. Dumneavoastră, telespectatorii, sunteți cei care puteți decide dacă ministrul de finanțe, dacă cei de acolo au fost cu adevărat pregătiți, dacă noi putem să discutăm pe marginea subiectului 100 de ani. Dumneavoastră decideți. Să vedem materialul. Avem și MTO. Poftiți? MTO. Avem și MTO care mai înseamnă vreo 6 miliarde. 5 la 6 miliarde. Da, o să lucrăm la toate. Da, dați-mi sursele ca asta, povestea asta cu buna colectare, cu... Avem de acoperit MTO-ul și deficitul ăsta. Amândouă la un loc înseamnă vreo 6 plus 5, 11 miliarde. Din ce? Domnule președinte, în primul rând, măsura aceasta este o măsură extraordinar de bună și pentru mediul de afaceri, dar și pentru angajatori. O susțin din tot sufletul. Doamnă, dați-mi și mie studiul care spuneți că s-a făcut. Nu problem. Da, vă dăm tot ce aveți. Băi, oameni, bă. Discutăm ca între oameni care știu despre ce vorbesc sau... Deci să știți că 11 miliarde nu se creează din nimic. Și aș vrea, eu am zis că avem o discuție, mai ales aflând că vine și doamna ministru, am zis că avem o discuție pe cifre, pe o analiză făcută, adică astea sunt argumente ce mi-aduceți dumneavoastră, argumente pe care le aduce orice parlamentar care nu știe despre ce e vorba. Arătați-mi din ce se compune structura de venituri suplimentare care să vă acopere MTO-ul și deficitul suplimentar creat la fondul de pensii. În momentul în care vom elabora bugetul pe 2015, sursele vor fi foarte clare. Doamnă, dar eu trebuie să o promulg acum. Pentru că și eu aș vrea să o promulg. Și eu aș vrea să o promulg, dar vreau să o promulg credibil. Și președintele nu a promulgat legea, a trimis-o spre examinare Parlamentului. Vedem ce urmează, dacă va fi o sesiune extraordinară pentru a se respecta termenul de 1 octombrie, că atunci ar trebui să intre în vigoare această reducere a CASE-ului. Dacă nu, mai trăim, mai vedem, mai discutăm, să vorbim și despre un alt subiect în emisiune, unul foarte fierbinte, pentru că e vară, e vara președinților. Atenție, vă prezentăm în această seară lunga listă de președinți, pentru că în România este o mirare dacă nu-ți dorești să fii președinte. Chiar oare cine nu-și dorește să fie președinte? Avem o listă atât de lungă, sper să ne ajungă spațiul de emisie. Începem cu cea mai recentă înscriere în această listă foarte lungă. Este vorba despre domnul Ghișe, de la Partidul Național Liberal. A plecat de la PNL după ce a candidat la șefia Partidului Național Liberal. Poate că vi-l amintiți, era parlamentarul Sandwich, acela care tot protesta prin fața Palatului Cotroceni. S-a săturat să stea ca simplu protestatar în fața Palatului Cotroceni și acum își dorește să deschidă poarta și chiar să se așeze pe tronul de acolo, de la Palatul Cotroceni, să candideze așadar la prima funcție în stat. Să-l vedem pe domnul Ghișe anunțându-și planurile de viitor. Scopul acestei conferințe de presă este pentru a aduce la cunoștința opiniei publice
intenția de a candida ca independent la președinția României. Candidez cu scopul de a reda cetățenilor români speranța că suveranitatea poporului, demnitatea fiecărui cetățean, votul său, principialitatea și moralitatea politică vor fi garantate și promovate ca valori fundamentale în România. Da, domnule Niniță Funaru, este fostul dumneavoastră coleg. Da, fiecare o mai ia pe... Aveți grijă că CNA-ul, chiar în contextul de față, în care nu știm ce mai face CNA-ul, totuși urmărește. Trebuie să încerc să fiu drăguț, așa, să vorbesc frumos, dar nu... În primul rând, nu știu dacă va candida, că nu va avea semnăturile. Păi de ce? Păi poate că i-a ajutat de Antena 3. Poate să-l ajute Antena 3, 1000 de ani, nu va candida. Dar mă, nu știu la ce are în cap, e treaba lui, a făcut-o, vrea să o ducă în continuare. Numai că s-a pus în afara partidului, a anunțat că își dă demisia, nici nu mă mai interesează ce are de gând să facă. Dar este o... Din categoria... Din categoria, a spus dumneavoastră în pauză. Domnule Nicolicea, cum e domnul Ghișe prezidențiabil? Deci domnul Ghișe și orice alt cetățean eram poate sigură, să jur că o să ne dați citatul din Constituție. Corect. Și nu vi se pare că asta e patra? Ba da, bineînțeles. Așa, oricine poate să candideze. Ce vreau să vă spun, domnul Ghișe a remarcat o chestiune care este perfect corectă. Hotărârea de suspendare a președintului trebuia să fie anulată de ceva. Fie de o lege, fie de o altă hotărâre care anula hotărârea. De ce el purta acel panou? Pentru că nimeni, datorită curtei sau din cauza curții constituționale, nu a anulat acea hotărâre de suspendare. Domnul Ghișe are o cerere către birourile reunite ca să punem următoarea chestiune în discuție, să ne adunăm și să punem hotărârea în concordanță cu realitatea. Adică dacă l-am primit pe președinte înapoi la Cotroceni, era cazul măcar formal să ne anulăm această hotărâre de suspendare. Nimeni n-a fost atent la ceea ce a spus senatorul. Deci e corect ceea ce a spus. Acum toată lumea a acceptat, domnule, s-a întors, ce contează dacă există o hotărâre de suspendare în vigoare? E, pentru juriști nu e chiar așa. Acum, el a rămas ca Che Guevara după ce a participat la o revoluție, a trecut la export de revoluție și continuă acea, cred că suflu acela al USL-ului și al PNL-ului la vremea aceea, suflu împotriva lui Traian Băsescu și a reprezentat Traian Băsescu. Cine mai e Traian Băsescu? Cât mai e președintele Traian Băsescu? Domnul ministru, hai vreme că vorbim... Dar de ce mă întrerupeți? Deci... Aveți așa o supărare că a plecat? Încerc să vorbesc. Deci aproape n-ați votat pe Ioan Ghișe, domnule Nicolice, da? Aproape n-ați votat. Explicam motivațiile domnului senator Ghișe. Motivațiile pentru ce? Pentru a candida la prezidențiale. Și pentru faptul că a părăsit PNL-ul. Deci el, dacă a rămas fidel acestor idei de luptă împotriva lui Băsescu și ce a reprezentat președintele Traian Băsescu, el nu poate face parte dintr-un partid din care jumătate sunt cei care au fost făcuți de Traian Băsescu, oameni mari. Nu poate face parte din marele Partid Național Liberal. Nu, jumătate, atenție, jumătate. Marea problema a domnului senator Ghișe este că nu mai poate să facă parte din marele Partid Național Liberal care se va crea. Așa, marele partid care jumătate este creația lui Traian Băsescu. Domnilor, haideți să depășim momentul acesta. Mie mi se pare fantastic, dacă ar mai fi 5 luni până la alegerile prezidențiale Radu Magdin, cred că mai apar încă vreo 200 de prezidențiabili. Deci așa ceva, cum mai plouă, cum mai apare câte un prezidențiabil. Deci seara mă duc acasă, mă uit la televizor, mai apare unul, termine misiunea, mai apare unul, mai vine unul dimineața. E atât de tentant ca unul ăsta de la Cotroceni. Până și domnul Ghișe hotărăște să candideze. Stai puțin, că domnul Ghișe nu vorbește despre șansa lui de a ieși președinte 100%, pentru că știm cu toții că ai nevoie de un mare partid să te propulseze întâi în turul 2. Păi da, vrea să candideze, ceea ce da, este extraordinar. Pentru a promova, într-adevăr, ideile unui stat de drept. Stat de drept înseamnă să respecti legile și legile în vigoare și hotărârile în vigoare trebuie respectate. Asta a susținut domnul Ghișe până când a plictisit și nu mai auditorul deci, și nu mai ascultă lumea. Primul care semnează pentru candidatura domnului Ghișe, am înțeles. Problemele astea sau cine? Deci hai să vă spun o chestiune.
dacă într-adevăr vrem să punem legea în concordanță cu realitatea sau realitatea în concordanță cu legea, trebuia să dăm un vot în Parlament prin care să anulăm acea hotărâre. Întrebare, de ce n-am făcut-o? Sunteți PSD, eu sunt PNR. Nu, eu sunt NPR, da? Mă rog. E foarte bine pentru joc. Scuzați, pentru mine e chiar foarte important. Vă puneți candidat pe opinie? E foarte important pentru jocul democratic. Cum este? Domnul Ghișe candidat la alegerile prezidențiale. Perfect, am înțeles. Se depășește momentul. E bine pentru jocul democratic. De ce nu? Avem nevoie și de candidați exotici, cu atât mai mult cât dumnealui și asumă o cauză. De ce nu? Să nu avem și ecologiști, să avem de toate, să avem sentimentul că diferite tabere, să spun așa, diferite grupuri ținte sunt reprezentate. Acum, de aici până la șansele de câștig este drum mare. Notorietatea nu se traduce întotdeauna în voturi. Poți să te cunoască lumea să nu aibă încredere în tine sau să prefere să facă un vot util. În general, în turul 1 lumea votează după suflet, în turul 2 votează cu cine mai rămas. Dar știți ce mi-e frică mie? Că știți, pe o criză asta economică, e criză în continuare. Câtă hârtie se pierde? Că la alegerile prezidențiale cred că va fi așa buletinul de vot. Vă mai dau un exemplu. Viorel Cataramă vrea să candideze la alegerile prezidențiale. Să-l vedem. Întrucât candidez ca independent, fără susținerea vreunui partid politic, le cer sprijinul celor care nutresc aceleași convingeri și speranțe și apelez la voluntari din toată țara pentru strângerea celor 200.000 de semnături necesare depunerii și validării candidaturii. Dacă va ajunge la Palatul Cotroceni, Viorel Cataramă vrea să facă o serie de modificări la legea fundamentală, astfel încât structurile administrative ale statului să fie depolitizate. Astfel, în opinia fostului liberal, noua Constituție ar trebui să interzică numirile în funcții publice, la nivel central sau local, pe criterii politice, excepție făcând cele de prefect, secretar și subsecretar de stat. Achizițiile publice se pot face numai prin licitații publice, organizate cu cel puțin 90 de zile înainte. Singurul criteriu de adjudecare este prețul, iar contractul semnat nu poate fi amendat ulterior în niciun fel. Cataramă susține în același timp că salariul minim va trebui să ajungă în 4 ani la 500 de euro. Până să ajungă să se țină de asemenea promisiuni, fostul liberal cere guvernului să țină cont de lege și să organizeze cel puțin 3.000 de secții de vot în străinătate. Iar dacă acest lucru nu va fi posibil, să permite românilor de peste granițe să apeleze la votul electronic. Ei, cam așa stau lucrurile, domnule Nini Săpunar, un alt candidat, tot pe dreapta, ca să analizăm în pauză de publicitate. Deci, ce să zic, l-am urmărit în prima apariție televizată pe Viorel Cataramă, de care mă leagă o prietenie. Cum să spun, eu am fost unul din cei promovați din generația tânără de către Viorel Cataramă la momentul ăla, în 96-97. Viorel a ieșit prima oară și am zis, gata, vrea să candideze. A doua oară spunea că cel mai bun premier pe care l-a avut România până acum este Victor Ponta. Pe aceea ce mai candidez? Susțină pe Ponta. Da, mai sunt unii din seria asta. L-am ascultat la a doua emisiune în care asta a spus. Exemple, în care și domnul Tăricianu spune că Victor Ponta e cel mai bun dacă întrebarea este, cumva avem următorul scenariu. Domnul Ponta îi lipsesc un 4-5%. Ca să ia, trebuie să arunce pe piața din dreapta, că asta nu trebuie să-i spună dânsul, îi spune orice om care îi face socoteala politică, trebuie să arunce foarte mulți pe dreapta, de ce? Ca să votează oamenii cu ei și la sfârșit unii dintre ei, jumate, o treime, plictisiți sau supărați că a pus ochiul pe cineva și nu-l mai vede acolo în turul 2, stă acasă. Deci asta este una din problemele și plictisești și iriți zona din dreapta, în plus tu nu trebuie să ataci că să atacă între ei. Deci tu vii ca fecioara, ca Virgo intactă, te-ai dus frumos în față, uite domnule, eu sunt premier României, îmi fac treaba, îmi fac nu știu ce, eu nu sunt mai presus de aceste certuri, uitați-vă ce fac ăștia după dreapta. Și aia după dreapta se ceartă între ei ca pe concret. Da, dacă nu mă credeți, lista este foarte lungă, sper să reușim să trecem în revistă toate numele care au apărut în ultimele zile, după pauza de publicitate, pentru că avem și alte subiecte, ne întoarcem imediat. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things a week will be, but everything that kills me makes me feel alive. We'll be right back.
ce să zic, nu mi-e ușor, dar nu e suficient. Ai fi putut mai mult. În săptămâna cantității XXL și tu poți mai mult. Acum ai smântână 1 kg la doar 6,99 lei și șuncă presată cantitate XXL la doar 11,99 lei. Află mai multe pe Lidl.ro. Îți dorești prospețime și curățenie chiar și între jeturile de apă? Acum există un mod mai ușor. Noul Bref Blue Activ. Cele patru biluțe puternice asigură curățenie vizibilă și prospețime chiar și între utilizări. Mereu curată și împrospătată. Noul Bref Blue Activ. Diaree acută infecțioasă poate fi cauzată de bacterii. Ia Furazolidon terapia. Omoară bacteriile înlăturând cauza diareei. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Alege bateriile Caranda. Standarde europene. Prețuri românești. Cele mai moderne tehnologii. Distribuție și servis gratuit în toată țara. Caranda oferă baterii pentru mașini și motociclete, jucării, UPS-uri, aplicații industriale sau solare. Lider prin calitate. Știai că cel mai bun mod de a face economie e un e-book reader Kindle Black Edition? Cu spațiu pentru 1400 de titluri, este practic o bibliotecă de buzunar la numai 299 de lei. Cel.ro. Bucură-te de cel mai cel preț! Oh, bună! Bună! Nu știam că ești însărcinată! Nu sunt! Scapă din orice situație fără transpirație cu Lady Speed Stick! Felicitări! Mă bucur pentru tine! Scapă din orice situație fără transpirație cu Lady Speed Stick. Acum ai 5 beneficii și de 5 ori mai multă încredere. Nou Lady Speed Stick Pro 5 in 1. Ideile, provocările, experiențele, mașina pe care o conduci. Toate contribuie la succesul tău. Renault Fluence. Meriți un upgrade. Renault Fluence este acum și mai atractiv prin programul Rabla. Geam cu protecție solară și super low E la preț de geam standard. Q-Fort rezistă. Tu poți să-i reziști? Răcorește-te într-o mare de reduceri. Peste 200 de produse pentru tine și casa ta cu discounturi de până la 78%. Profit acum! Cană filtrantă de la Delimano la incredibilul preț de 69 de lei. Filtrează apa de la robinet și o îmbogățește cu magneziu. Grăbește-te! Mai sunt 5 zile de promoție. Intră pe omaredereduceri.ro sau sună la numărul de pe ecran. Ofertele sunt disponibile în limita stocului și în magazinele Topshop și Dormeo din București și din țară. Grăbește-te! Stocurile se epuizează rapid. Am demonstrat în 5 ani de criză credibilitate, anvergură și performanță. Am investit continuu în utilaje și dotări la cele mai înalte standarde la nivel mondial. Mortar Tinci de la Adeplast. Cea mai inteligentă alegere. În viitor ne vom bucura de confortul suprem. În viitor cafeaua ne va surprinde cu o idee absolut nouă. Din viitor vine Jacobs Cronium Milicano, preparată printr-un proces inovator ce combină granulele instant cu 15% cafea măcinată, oferindu-ne gustul inconfundabil Jacobs Krönung în varianta instant. Jacobs Krönung Milicano. Peste 30.000 de români merg anual în Vama Veche. Unora le place să stea la cort, alții sunt nevoiți să stea la cort pentru că prietenii îi asigură că știu ei o cazare frumoasă. Vinde-le cortul tău pe OLX.ro. OLX.ro, pui anunț foarte ușor și găsești cumpărător. Nu-și vor imagina niciodată cât de greutate ai cărat pe proprii tăi umeri. Dar dacă ar ști cât ai făcut ca să le construiești o casă durabilă și rezistentă, ar da orice să-ți mulțumească. Cimentul Structo Plus de la Holcim. Pentru constructori demni de recunoștință. Ne bucurăm la fel de mult și atunci când nu intrați, și atunci când ne recunoașteți pe stradă. Înseamnă că v-am fost de folos. Pe voi, cei care căutați cele mai bune sfaturi, Dona vă premiază. Nu uita să folosești cardul Dona în perioada 21 iunie 31 august și poți câștiga o bicicletă pe zi sau săptămânal, o călătorie pentru două persoane în Elveția, Olanda sau Austria. Sfaturi bune, premii pe măsură. Dona, o farmacie cu toate ar trebui să fie. În centrul orașului Praga a început istoria Staropramen folosind hameiul nobil Saz pentru a crea un gust desăvârșit. Dacă iubești berea așa cum o iubesc cehii, cei mai mari consumatori de bere din lume, pune Staropramen în centrul distracției tale.
Staropramen, în centrul orașului Praga, din 1869. Și ne-am întors în direct la Bună Seara România pe principiul nu ești român dacă nu vrei să fii președinte. Vă prezentăm lista lungă a președinților, cu ghilimele, prezidențiabililor, dacă vreți o formulare mai corectă. L-am văzut pe Ioan Ghișă, l-am văzut pe Viorel Cataramă, vi-l oferim acum pe Mircea Joană, cel care nu mai departe de ieri a oferit publicului larg un sondaj de opinie în care ne spune foarte clar că dacă va fi candidatul PSD, deși până acum înțelegeam că Victor Ponta e candidatul PSD, l-ar putea bate pe Klaus Iohannis. Dacă nu mă credeți, presupun că ați urmărit datele despre acel sondaj. S-a automăsurat domnul Mircea Joană. Iată și o declarație a domnului Joană la un moment dat, spunea următoarele, la un moment dat acum câteva săptămâni. Eu am câștigat în 2009, deci nu mai am nimic de demonstrat. Am luat peste 5 milioane de voturi, rezultatul final a fost mai mult decât dubios. Am convins milioane de români să mă voteze. Dacă voi fi eu candidatul, sunt sigur că voi câștiga. Dacă va fi Victor Ponta, voi face tot ce va ține de mine să-l ajut să câștige. Domnule Nicolicea, acum noi am readus în discuție numele Mircea Joană tocmai pentru că ieri am văzut sondajul acela. Ce rost ar fi avut să se măsoare, pentru că era comandat de o fundație pe care o deține domnia sa, dacă nu are interesul de a candida? Să se afle în treabă. Sunteți foarte rău. De ce? Nu. E colegul dumneavoastră. Păi știe foarte bine ce s-a stabilit la oră. Știe și le pune în discuție treaba asta. Pic mic. Nu se poate să fie ales câtă vreme s-a stabilit deja cine este candidat. Păi de ce, domnule Nicolicea? Pentru că a luat peste 5 milioane de voturi în 2009. Nu, chestia asta cu am luat. Observați o chestiune ce spune. Limba română este foarte subtilă. El a folosit o propoziție eliptică de subiect. Am eu sau noi? Ei, acel am, când ești pe lista unui partid cum este PSD-ul, spun că o particulă foarte mică este am eu și foarte multe sunt am ceilalți din partid, da? Deci uitați-vă la celelalte sondaje unde, nu știu dacă depășește 6% la unii care n-au prea auzit despre el. Iar în ceea ce privește bătălia cu Klaus Iohannis, cred că o pierde și la Dăbuleni, dacă ar fi să existe. Păi și atunci eu să nu cred sondajul acela, pentru că în sondaj ne spunea foarte clar. Câștigă în fața lui Klaus Iohannis și așa, Victor Ponta câștigă, așa, adică... Și mai departe, și cine îl nominalizează? Nu știu. Așa, bun. Poate candidează independent, v-ați gândit la asta? Da, dacă candidează independent, în primul tur va fi și împotriva lui Victor Ponta. Bun. Așa e logic, da. Așa, a doua chestiune. Cum face el să depășească marele partid nou înființat să ajungă în turul 2? Nici cum. Deci eu fac pariu că dacă se va duce independent, senatorul Ghișe va fi mult în fața lui. Haideți să vă dau și datele pe care le prezenta ieri. Cum am spus, Joană, să se afle în treabă. Această casă de sondare, un sondaj realizat de curs, dar la comanda Fundației România Noastră. Victor Ponta ar fi obținut 47% în primul tur al alegerilor, Klaus Iohannis 28%, dar dacă s-ar fi ajuns în turul 2 cu candidatura lui Mircea Joană, ar fi avut 40%, deci foarte aproape de Victor Ponta, așa că înțeleg că în PSD stați pe gânduri, domnule, Victor Ponta, Mircea Joană, că sunt așa de aproape. Deci acel cu dacă s-ar fi ajuns se traduce, fac o glumă, o mică, așa, dacă baba avea roată, îi spunea lumea tramvai. Domnule Ninică Funaru, de ce Mircea Joană apare constant în discuția asta cu prezidențiabilul? E pe principiul pic-mi, ca în desene animate, cum spune domnul Nicolicea? Pentru că îmi pare rău, dar el n-a ieșit din acel eșec. Din momentul ăla, din 2009, nu l-a părăsit nici acum și tot speră. Și ar fi trebuit pentru cariera politică a domnului Joană să renunțe, să uite de acel moment și să pornească, să facă treabă în partid, exact ce a spus.
a spus că dacă ar fi, eu aș câștiga și eu, dar totuși îl susțin pe domnul Ponta. Deci, în principiu... Dar da, dar erau declarații înainte de sondajul de ieri. Și odată ce a făcut sondajul domnule Magdin, presupun că este logic să ne gândim că n-a da, renunțat la ideea asta. Dacă ar fi el cu Ponta, cam care ar fi scorul? Dacă ar fi așa... Mircea Joana cu Victor Ponta, așa, ca să ne distrăm, ca să ne distrăm puțin. Duceți până păi nu, la... Stai să ne lămurim. În turul 2, Victor Ponta este obligatoriu pentru că are partidul cel mai mare în spate și are autoritatea cea mai bună. Deci asta nu contestă absolut nimeni. Și atunci se pune problema în turul 2 cu cine se luptă Victor Ponta. Deci eu mi-aș dori să fie Mircea Joana, ca să știți. Nu, dar stați așa, poate să pregătești, domnule, pe margine. Dacă cum apățește ceva Victor pe traseu, el nu trebuie să fie pregătit să îmbace tricou? Da, e bună. După ce ești de jos halatul. Nu știu la ce halat vă referiți dumneavoastră, domnule Magdin. Da. Mircea Joana n-a renunțat la dorința aceasta de a fi președinte? Cred că sunt mai multe șocuri în momentul de față. Unul este cel vizibil și cel care camiză opinia publică și contextul în care Victor Ponta încă ezită să spună clar că va fi candidatul. Chiar dacă în cercurile de partid acest lucru este dat ca un element de certitudine, în contextul cu plicea, Mircea Joana poate veni cu asemenea elemente pe piață și poate și testa piața pentru o eventuală candidatură independentă. Problema la candidatură independentă este faptul că în contextul în care îți apar două mari blocuri, apropo și de acel am luat de care spunea domnul Nicolicea, este foarte greu să bați o disciplină de partid. Să nu uităm că și în 2009 avem un dintre actori foarte popular și anume, teoretic, și anume Sorin Oprescu. Sorin Oprescu, care a candidat și s-a trezit pe la vreo 3,20 și ceva. Da, da. Din nou, tocmai din cauza polarizării blocurilor a ajuns candidatul stâncii și cel mai puternic dintre candidații dreptei. Acum, separat de acest lucru, este un joc post-alegeri. Pentru că în contextul în care Victor Ponta ajunge președinte, va avea nevoie de un premier. Și contează foarte mult în momentul respectiv cine se înscrie în lupta pentru premier. Foarte corect. Dacă îmi permiteți o paranteză aici, în același sondaj, Mircea Joana s-a măsurat și ca premier și apare cu cele mai multe procente la distanță foarte mare de ceilalți potențial premier ai PSD-ului. Am văzut foarte mare diferență între Mircea Joana pe primul loc în sondajul acela, Liviu Dragnea mai apoi, Dan Șova și Valeriu Zgonea, care avea vreo 2%. Ce să faceți, domnule Nicolicea? Pe baza acestui sondaj, Mircea Joana premier, nu? Eu cred că ar fi câștigat și alegerile din Statele Unite dacă ar fi candidat. Asta este, ca să vedeți că țin cu el. Premierul, candidatul de premier este desemnat de președinte, adică este desemnat de către Victor Ponta. Mai mult de atâta, respectivul trebuie păi, să... Domnul, hai facem ca pe Băsescu. Candidatul pentru premier desemnează partidul, domnule. Ascultați-mă puțin. Și majoritatea. Nu, majoritatea, nu? Deci candidatul de premier îl desemnează pe nu așa spune Constituția. Președintele în urma consultărilor cu partidul cu cele mai multe voturi. Noi tot acuzăm, treaba asta. Bun, adică cu PSD-ul. Bun, haideți să mai vedem un candidat pentru că trece timpul repede și lista de candidați este foarte lungă, vă spun de pe acum. Monica Macovei a anunțat, după ce s-au încheiat alegerile în Partidul Democrat Liberal, că ar vrea să fie luată în calcul atunci când se va face acel minunat sondaj despre care ne tot amenință cei de la PNL-PDL că se va întâmpla în următoarea perioadă. Să vedem pe Monica Macovei, să ascultăm mesajul. Suntem într-o nouă realitate. Este evident că doresc să candidez. Aceasta este o nouă luptă și trebuie un nou general. Prin urmare, toate referirile la decizii trecute nu mai au rost. Nu mai spun că acel candidat care a fost măsurat odată de PDL, ales de PDL, va fi reevaluat acum în acest proces de selecție. Nu? De ce să reevaluezi numai unul? Pentru Dumnezeu, dacă vrei să-l alegi pentru cel mai bun, nu ție niște oameni care au fost mereu vector de imagine, care au făcut lucruri, care au dovedit deja și putere și capacitate, au finalizat lucruri, au dus lucruri la sfârșit, de ce să nu-i măsori? Nu vrei să câștigi, nu vrei să bați stânga? Vreau să candidez, spune și Monica Macovei, domnule Niniță Punaru. Deci eu am făcut, numai cine n-a făcut un sondaj nu înțelege despre ce-i vorba. Când te apuci să începi să faci treaba asta, nu poți să pui acolo o listă de 10 persoane, că plictisești pe intervievat, că ăla nebunește, că nu poate să stea unul la infinit, mai ales dacă vrei să faci un sondaj corect, că trebuie să deplasezi oamenii, să meargă acasă, câte întrebări să-i pui? Mai mult. Deja s-au stratificat, toți am făcut sondaje și întrebăm în cine aveți încredere, pe cine veți de președinte, dacă nu apar deloc. Eu vă dau un exemplu, fac sondaje în aprilie și în aprilie când întreb
în aprilie anul ăsta. Da. Când întrebăm, este Klaus Iohannis cu 9% la întrebare spontană, pe cine vrei de premier. Nu, eu n-am văzut în sondajul la Monica Macovei, cu toată stima și respectul. Vom fi colegi de săptămâna viitoare, de sâmbătă. Deci nu am văzut numele dânsei acolo. Poate am văzut alte nume. Am văzut Răzvan Ungureanu, am văzut, dar la întrebarea spontană n-am văzut. Domnule Nicolicea, dacă avea 9%, puteam să foarte discutăm. Scurt. Monica Macovei, candidata prezidențială. Păi poate ca independent, că văd că partidul, în marele partid, nu va susține. Și cred că, așa cum am mai spus la altă emisiune, ea își caută acum argumente pentru viitoarea acuzație penală, eventual, și anume că n-are discernământ. Și ei, atunci, Doamne ferește, să nu mergem acolo, pentru că de deja deci, când faceți o acuzație foarte gravă și trebuie dovedită, pentru că există există o infracțiune care spune că difuzarea de informații false care aduc atingere siguranței naționale este infracțiune. Bun, aici, să nu intrăm în zona aceasta, trebuie să sancționeze această replică, nu, pentru că CNA-ul ne urmărește. Bun, domnule Magdin, foarte scurt, Monica Macovei, candidat la prezidențiale? Cred că are câțiva fani foarte puternici, inclusiv în media, și are foarte mulți oameni care la polul opus și de pe urmă altor campanii mediatice simetrice o urăsc la greu. Adică e o persoană polarizatoare. Pauză de publicitate, ne întoarcem, avem și alte nume. Aici, chiar în locurile acestea, mi-aș fi dorit să mă nasc. De fiecare dată când vin peste tot în aceste locuri, simt că trăiesc. Simt că renasc. România. Explorați grădina Carpaților. Revoluția digitală e aici. Acum la Orange îți oferim cel mai rapid net la viteze 4G în toate abonamentele. Ia-ți abonamentul Kangur 16 și ai telefoane 4G de la 0 euro plus 1 GB internet pe mobil inclus. E timpul să treci pe 4G. Așa arată un oficiu poștal din Belgravistan. Vedeți, află mai mic. Това се оценива от времето, когато бяхме млади момчета. Аз не казвам, че са лоши и че цените са ниски, но дори джиджи... Колко минути? Неограничени минути. Мегабайта колко? Неограничени. Неограничени интернет трафик. Всичкото за 5 евро. И питам, къде е прогреса? Господин Абрамович. Аз. Папа. Виждате ли прогреса? No limit online shopping. Картичката да отидем да вземем и... Флористи. Цветя. Чао. Digimobil nelimitat. Vorbești fără limite în orice rețea și ai internet mobil nelimitat. Singura limită este prețul, 5 euro pe lună. La Divertiland București, vacanța continuă cu cele mai bune oferte. Te așteptăm cu singura piscină cu valuri, tobogane, evenimente, distracție și prețuri imbatabile toată luna. Luna aceasta, prețurile te îndeamnă la distracție. Divertiland. Distracția vine în valuri. Nu uita să folosești cardul Dona în perioada 21 iunie, 31 august și poți câștiga o bicicletă pe zi sau săptămânal, o călătorie pentru două persoane în Elveția, Olanda sau Austria. Sfaturi bune, premii pe măsură. Dona, o farmacie cum toate ar trebui să fie. Sunt momente în care ceea ce ți-ai propus pare greu de realizat. Când durerea de cap te oprește, ai antinevralgic forte. Într-o formulă mai concentrată a combinației de trei substanțe active cu efect analgezic crescut, antinevralgic forte se absorbe rapid și combate prompt durerile de cap intense și migrenele. Antinevralgic forte. Nu lăsa durerea să te oprească. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Renault Clio.
restart your heart. Cei care cu un gest îl pot transforma pe cel de lângă ei într-un prieten, cântăm la zilele prieteniei Bergambir. În Alba Iulia, Brașov, Galați și Constanța. Bergambir. Prietenii știu de ce. Demarează în forță cu programul Rabla. Renault Clio Pro. 8200 de euro TVA inclus. Te așteptăm în showroom pentru detalii. Te implici și câștigi! Vino în magazinele Profi, scanează bonul fiscal la InfoKiosk și poți câștiga lunar un Logan! Hai la tine! E timpul să ai casa ta. Intră și tu pe sudrezidențial.ro. Din cele peste 2000 de apartamente disponibile imediat, sigur vei găsi o locuință pe care ți-o poți permite. Apartamente cu finanțare inclusă prin credit24h.ro. Revoluția Pervol. Culori intense ca noi. Detergentul Pervol cu efectul Renew Plus nu doar protejează culorile intense, ci redă și strălucirea hainelor după doar câteva spălări. Bucură-te de culori intense ca noi. Detergentul Pervol cu efectul Renew Plus. Nouă? Nu! Spălată cu Pervol! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Și ne-am întors în direct la Bună Seara România. E foarte mare pace, liniște în zona de dreapta. Ați văzut și dumneavoastră vreo 20.000 de candidați pe zona de dreapta și o fuziune cu scântei, spunem noi, pentru că deși așteptările sunt foarte mari, așteptăm candidatul acestei construcții de dreapta, încep să apară scântei din ce în ce mai mari prin organizații locale, niște parlamentari care sunt nemulțumiți de unele decizii. Vă dăm un exemplu așa de încălzire, ceea ce scrie un senator al Partidului Național Liberal, senatorul PNL de Oradea, Cristian Vodea, chiar pe blogul domniei sale, citez acum: mare minune, niște cercetări sociologice i-au inspirat pe cei doi copreședinți liberali să dea construcție de dreapta numele de Alianța Creștin-Liberală. Serios, chiar au trebuit dați bani pentru asemenea chichineață ieftină de marketing electoral sau ideea l-a fost lăsată în plic pe sub ușă tocmai de Bogdan Teodorescu? Paranteza mea, Bogdan Teodorescu este consultantul celor de la PSD. Alături de noi prin telefon este domnul senator Cristian Vodea. Bună seara, domnule senator, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună seara. Sunteți nemulțumit foarte tare de numele s-a ales, înțeleg, Alianța Creștin-Liberală. Ce nu vă place? Nu-mi place numele și nu-mi place modul în care a fost ales. Odată nu-mi place numele pentru că folosim sintagma creștin în politică și nu cred că e cazul, nu cred că e cazul să facem paradă cu acest nume, pentru că suntem cu toții creștini, mai toți suntem creștini în România. De ce trebuie să ne batem în piept alții, unii că suntem mai creștini decât alții? Mi se pare puțin exagerat și cam ieftin din punct de vedere politic o astfel de sintagmă. Eu aș fi preferat Alianța Liberală. Era clar, simplu pentru toată lumea cine suntem. Doi, nu-mi convine modul asta, în care... Dacă dați voie, vă spuneți ceva. N-ar trebui să vorbim treaba asta acolo în intern? De ce trebuie să le facem neapărat numai la televizor tot timpul? Am avut delegații permanente. Nu puteam să o spunem în delegația permanentă lucrul ăsta, să veniți acolo? Vă rog, domnule. În delegația permanentă nu s-a discutat nimic. Luni și marți am aflat de la televizor denumirea Alianței. De ce să vorbesc eu luni despre ceva ce nu știam că vor decide? Bun, și dacă o ridicăm acum la televizor și noi doi nu ridic la televizor. Aici, nu, dar asta e o informație foarte importantă, domnule Bodea, să înțeleg că dumneavoastră parlamentarii Partidului Național Liberal habar n-aveați despre cum s-a ales numele și ce nume este? Nu. Deci echipele de negocieri aveau mandat de negociere, nu de decizie. Deciziile aparțin biroului permanent și delegației permanente, nu? Și noi am aflat marți dimineața că domnul Braga și domnul Iohannis au decis Domnul senator, numele...
Noi ne întâlnim, domne, vine, domne, sau sâmbătă înainte, să mai discutăm încă o dată, că nu e musai. Aici trebuie să intervin eu. Păi ați anunțat oficial că se numește Alianța Creștin-Liberală. Dacă vă mai consultați vineri cu parlamentarii dumneavoastră, cam la ce v-ar folosi? Scuzați-mă, să ce? Să mai pună un punct între alianță și... mai vorbești între ei și dacă ieșim sub forma asta, credeți că rezolvăm ceva, domnul senator? Da, rezolvăm. Ce rezolvăm? Rezolvăm că ne exprimăm nemulțumirea. Deci noi vineri nu mai avem ce discuta. S-a anunțat că deja numele este stabilit. Ce mai discutăm noi când ne întâlnim noi doi față în față de alianță? Când ne convine sau nu? Dar domnul Iohannis le va spune, am stabilit împreună cu domnul Blaga. Votați ca să fie formal rezolvată problema. Ori eu nu sunt de acord cu un astfel de comportament, indiferent cine ar fi liderul partidului. De ce mai avem delegații permanente? Hai să le desfințăm atunci. Bun, și nu putea... Domnul senator, lucrurile astea trebuie discutate în interior, domnul senator. Cunosc stilul ăsta. Discutăm în interior, bine zi și dai că tot facem cum vrem noi șefii. Nu, aveți asta o problemă noastră, acolo dumneavoastră aveți, dumneavoastră aveți un președinte de partid, care este vicepreședinte în biroul permanent național. Aveți un alt reprezentant care este vicepreședinte în biroul permanent național care puteau să spună aceste lucruri. Discutați acolo în interior. Luați unde o decizie, o transmiteți partidului. Vă rog, domnule Bodea, vă ascultăm. Unde să le spună marți? Și dumneavoastră sunt sigur că ați aflat și nu cred că sunteți în echipa de negociere. Ați aflat de la televizor nu, cu numele alianței. Dar sunt, fac parte din conducerea partidului și mai dau telefoane din când în când și discut cu ei sau mă întâlnesc. Și dumneavoastră aveți un președinte la Oradea, pe domnul Popa, da, care, la fel, Cornel Popa, face parte din conducerea partidului. Și da, trebuia discutați întâi cu el, să-i spui, îi dai un telefon, bă, Cornele, mie nu-mi convine treaba asta, ia mai atrage-le atenția, mai spune-le în interior, da, nu neapărat să dau un comunicat în presă. Haideți să vă mai dau eu o declarație, vicepreședintele PNL Teodor Atanasiu, un alt vicepreședinte al dumneavoastră, da? Vă recomandă, înțeleg dumneavoastră, celor care aveți nemulțumiri, să plecați din acest proiect. Cine nu dorește să rămână alături de acest proiect poate pleca, pentru că spune că este convins că 99,9% dintre membrii PNL și PDL și-au dorit crearea marelui partid de dreapta. Vă simțiți vizat de această declarație și dacă da, veți pleca? Eu n-am criticat fuziunea, am criticat modul în care au ales denumirea și denumirea. Atât. Așa că nu să plec când vrea domnul Atanasiu, pentru că domnul Atanasiu vrea să-și facă un partid personal, să dea afară pe cine vrea. Am dreptul să critic, deocamdată suntem încă în Partidul Național Liberal în care se vorbește liber. Când se instituie dictatura, o să mai discutăm, da? Domnul senator, se vorbește liber în interior, domnul senator. Deci după ce s-a luat votul și s-a discutat și s-a votat, din acel moment nu mai aveți voie să vorbiți. Eu sunt în partidul ăsta din 1990 și n-am fost întotdeauna nici președinte, am ajuns președinte de bea în 2005 și știu o regulă foarte clară. Am ceva de criticat, sunt mult mai apreciat dacă o spun acolo în interior. Și repet, aveați organisme statutare și putea să spuneți treaba asta în interior, fără nicio supărare. Da, deci dacă suntem colegi, trebuie să fim colegi până la capăt. Gândiți-vă, ne întâlnim într-o emisiune și discutăm de o poziție care trebuia să o luați. Aveați mail, putea să ne comunicați tuturor, putea să vorbim cu tuturor. Ca și parlamentar mi s-a comunicat de la televizor denumirea alianței. N-am fost consultat și n-am fost supusă votului. Da, ați spus, domnule Bode, ați spus de ce aici... De ce nu mai e o datorie? Am înțeles. Ați spus aici că pare că acest nume, care a fost așa cercetat sociologic și ales așa de inspirat cu ghilimele de sigur, a fost lăsat într-un plic tocmai de Bogdan Teodorescu. Credeți că cineva vă sapă de la PSD în așa fel încât să vă strice campania și posibilul succes la alegerile prezidențiale? Nu, cred că noi ne săpăm singuri. Denumirea asta face parte din același stil ca și votați eurocampionii. Noi am fost acuzați că am fost aroganți, că am rupt USL-ul și noi facem campanie pe europarlamentare pe aroganță. Noi suntem vedetele României și a Europei, eurocampionii. Același stil. Și scorul s-a văzut pe măsura sloganului. Nici atunci n-am fost consultat, ni s-a anunțat sloganul, ni s-au trimis materiale, la revedere. Simplu. Vi se pare că această titulatură, numele de Alianța Creștin-Liberală, este un nume care indică o anume aroganță, un mesaj care nu poate să ajungă la popor așa direct? Eu spun că pe urban Alianța Creștin-Liberală va naște ironii în rândul electoratului. Pentru că pe urban e altceva. Pe rural
se votează mai mult la îndrumarea primarilor și oamenii nu stau să gândească prea mult. Dar pe Orban e altceva. De ce lumea ar râde dacă li s-ar indica să voteze acele? Păi, repet, ce legătură avem noi dintr-o dată fuzionați cu creștinismul? Lumea nu votează acele. Lumea votează candidații. Este adevărat, dar dumneavoastră ați citit vreodată și așa? Acele, acele. V-ați gândit la asta? Cum a fost și problema cu ARD-ul, da? Și încă o dată, repet, domnul senator, să știți că foarte bine puteam să discutăm treaba asta și chiar vă rog să o ridicați în delegația permanentă pe care o vom avea înaintea Congresului. Domnule Bode, ați auzit? Dacă va fi voie să discutăm, pentru că dacă s-a decis deja între cei doi și a fost anunțat... Păi da, acum, domnul senator, după apariția asta dumneavoastră, care nu știu dacă v-ați consultat cu domnul Popa ca să faceți lucrul ăsta, că așa ar fi trebuit. Cine e domnul Popa pentru telespectatori? Domnul Popa este președintele de organizație, președintele Consiliului Județean Bihor. Bihor, așa, da. Ca să fie telespectatori. Eu așa solicit colegilor mei ca președinte de organizație. Ai ceva de spus, spunem că eu comunic mai departe. Da, pe de altă parte, domnule Săpunaru, permiteți-mi și mie să am o întrebare pentru dumneavoastră. Este normal și pentru un parlamentar să fie consultat și să aibă un semn de întrebare cum se iau deciziile, nu? De acord cu dumneavoastră, dar de asta avem președinți de organizații și organisme statutare care... Da, ceea ce spune domnul Bodea e o problemă de comunicare în partid. Nu, era o echipă de negociere și din păcate timingul negocierii asta este... Noi la 1 septembrie trebuie să punem candidatul, trebuie să punem sigla, trebuie să rezolvăm. Este adevărat, dar deja ați făcut, aveți timp să mai faceți încă vreo 20 de sondaje să măsurați pe Cătălin Predoiu? Domnul senator a tulburat pentru o declarație pe care o opinie personală, care poate să fie reală sau nu, rămâne să vedem ce se va întâmpla în continuare, pe care puteți să o spuneți în partid. Auziți, domnule Bodea, ați tulburat apele, nu se mai face dreapta. Am mai tulburat apele și în toamnă și când s-a supărat domnul Chitoiu și a vrut să mă dea afară și până la urmă s-a dovedit că am avut dreptate că vom face rectificare, că au făcut rectificare negativă și România era în faliment economic. Deci nu vă este teamă să tulbur apele, pentru că dacă nu am voie, atunci eu zic să desfințați delegația permanentă, să faceți un Consiliu Național al Președinților de Filiale și noi să vorbim numai în filiale să transmită alții. Că așa înțeleg că e regulat. Delegația permanentă nu și-are rostul de fapt, că noi senatorii și deputații fără funcții în partid nu avem voie să vorbim liber și separat. Eu nu înțeleg, domnul Săpunaru, ce vreți să-mi spuneți de fapt? Eu ca senator trebuie să execut numai niște ordine. Deci eu vă rog doar atât. Haideți să facem discuțiile astea în partid, domnul coleg. Haideți să le facem în partid. Este cea mai bună chestiune. Poate vă împăcați în partid. Mulțumesc foarte mult, domnule Bodea, pentru această intervenție. Domnule Nicolicea, bucuros de modul cum funcționează dreapta, nu? Nu, e vorba de PNL aici și văd că e o chestie mai veche. Deputații nu știu ce se întâmplă, senatorii nu știu ce se întâmplă, tot așa au făcut și cu Marțea Neagră, cred că asta e Marțea Neagră penelistă. Nu știu senatorii sau deputații ce se întâmplă, dar e o treabă internă și până la urmă... Marțea Neagră, vă răspund. Cum? Păi spune că delegația a avut loc marți, nu? Azi e miercuri, ieri a avut loc. Aha, delegația a avut marți și... O marți neagră penelistă, am înțeles. Nu erau încă discuțiile ieșite vis-a-vis de cum se va numi, că nu eram încă clarificat la momentul. Dar ați anunțat și înțeleg că n-ați consultat parlamentarii. Păi, ca să ne înțelegem, noi avem o delegație permanentă. Acolo vom supune la vot și vom vedea. Și fiecare are dreptul, delegația permanentă, să spună ce a spus astăzi și o spună delegația permanentă. Și mai rău de gură. Deci, domnule Martin, se potrivește perfect chestiunea asta din PNL ce am văzut cu ce titlu vom avea noi imediat. Acele împunsături incredibile, da? Acele, de la acele, da? Au început împunsăturile și în PNL și între PNL și PDL. Categoric, tot timpul când îți asumi un nume, o siglă, primești numai complimente, poți fi susceptibil și de campanie negativă. Pot să apară un ac, pot să apară o țeapă, pot să apară multe la un moment dat. Dar cred că, până la urmă, răspunsul se află chiar în disciplina internă și, cum spunea și colegul de platou, pot să se așeze ca doi creștini liberali la masă și să discute. Masa împăcării, da? Vă mai dau un exemplu de
cum să-i spun eu, armonie și de proiect de dreapta dus până la capăt cu succes. În Brăila este acolo un fief roșu, înțeleg, și este o apropiere destul de mare între PNL și PSD. În continuare, cred că funcționează ceea ce pe vremuri românii obișnuiau să numească USL. PDL face apel la PNL să rupă alianța cu PSD, dar liberalii se opun, cel puțin deocamdată. Astfel, fuziunea dintre cele două partide este pusă serios la îndoială în teritoriu. În Brăila nu este singurul județ, înțeleg, cu această problemă, dar încercăm să luăm legătura cu liderul PDL din Brăila, Alexandru Nazare, care a dat un ultimatum PNL-ului să rupă alianța pe plan local cu PSD. Mai aveți astfel de iubiri locale, domnule Nini Stăpânaru? Vă mai viți pe undeva cu PSD-ul, ca să înțelegem? Rămâne de văzut și trebuie să discutate lucrurile astea. Eu vă dau un exemplu. Există cazuri în care candidatul PNL, deci numai cine nu cunoaște lucrul ăsta și nu știe cum să conduce organizații locale, poate să arunce chestiuni de genul ăsta. Candidatul PNL local, primarul în funcție, a candidat împotriva PDL-ului. Acum el se întâlnește cu PDL-ul și teoretic ar trebui să lucreze împreună. Și noi îi spunem, da, domne, stați vreo două luni și luați votul și faceți împreună echipă ca să vă aveți ca frați o perioadă și avem în față... Să vă aveți ca frați o perioadă, da, da, pentru că și avem în față, și avem în față prezidențiale, avem în față prezidențiale și vedem cum argumentăm, da, lucrurile astea. Pentru că, gândiți-vă la un singur lucru, e foarte complicat să faci pace, acolo bătălia locală se lasă cu sânge, se lasă cu dușmănii, dușmănii din talea de 2-3 ani de zile. Liderul PDL Brăila, Alexandru Nazare, deputat PDL, este alături de noi prin telefon și mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună seara, domnule Nazare! Bună seara, bună seara noastră și invitațiilor noastre. Păi ce să înțelegem din situația de acolo, din Brăila, că PNL-ul se iubește cu PSD-ul? În Brăila e o situație atipică, pentru că procesul de fuziune la nivel național a mers extraordinar de repede și de bine în majoritatea județelor. Sunt unele județe, în schimb, cum este și Brăila, în care sunt probleme și eu astăzi nu pot să spun că a fost un ultimatum, a fost mai mult un apel așa de bun simț la colegii noștri, că nu poți să mergi în continuare și să te lupți cu PSD-ul și să lupți împotriva candidatului PSD la prezidențiale atâta timp cât la nivel local stai bot în bot cu baronul Bunea Stancu și cu toată lumea. Adică nu poți să ai vicepreședinte de Consiliul Județean și viceprimar și în același timp să vii la București și să fii în opoziție față de PSD. Și cred că e momentul să ia această decizie colegii la PNL, să se retragă în opoziție și să facă opoziție alături de noi. Cred că la asta s-ar putea reduce apelul meu de azi. Eu am zis-o de mai multe ori, să știți, dar nu vreau nici să maximizăm această discuție, pentru că nu pot să spui că fuziunea la nivel național s-a făcut sub semnul unor animozități. Ideea este că USL-ul la Brăila trăiește și e o problemă pentru noi. Păi asta e, domnule Nazare. Păi noi cum să punem în aceeași oală în acest moment PNL cu PDL, dacă atunci când te uiți pe hartă vezi că de fapt la Brăila USL-ul trăiește și cine știe câte zone din acestea ar mai fi atinse dacă de... Dacă am reușit fiecare să încercăm să rezolvăm lucrurile astea în partid, domnul coleg, de sâmbătă suntem împreună și vom avea o discuție creștinește, da? Și vom avea o discuție în nou birou al Partidului Național Liberal. Și în acel nou birou, din care probabil că faceți parte și dumneavoastră, vom discuta și vom pune toate aceste probleme și le vom rezolva înăuntru, nu în presă. Păi, asta e singura rugăminte. Este și colegi. Dreptul, domnul Nazare, să tragă un semnal de alarmă. De săptămâna viitoare, domnul Nazare, veți lucra împreună cu PNL-ul, cu biroul acela, 20 cu 20 sau 25 cu 25 și veți lua decizii în comun. Asta iată, trebuie să înțelegi. Domnul Săpunaru, dacă îmi permiteți, eu n-am nicio problemă dacă săptămâna viitoare se rezolvă problema, poate și mâine dacă se rezolvă problema și pleacă colegii de la PNL de lângă PSD, este extraordinar. Dar atâta timp cât treaba asta există, nu pot să mă fac că nu o văd. Corect. Deci din punctul nostru de vedere, PNL-ul trebuie să facă o poziție de jos în sus, în toată țara, în toate județele.
Adică vom spuneți discuta, că la locul stați un pic, domnule Săpunaru, că știți că dumneavoastră povestiți despre ședința aia de sâmbătă ca și cum se deschide cerul și o să fie o lumină așa și toată lumea o să fie pătrunsă, deci, de spiritul noi, de dreapta. Stați un pic, aici e un caz real. Oamenii ăștia colaborează, USL-ul trăiește. Dumneavoastră, PNL-ul în Brăila, sunteți în brațe cu PSD-ul. Păi nu cred că va că e chiar așa. Păi, haideți să... A deci, spus-o domnul Nazare. Eu ascult acum varianta domnului Nazare. Ca de obicei, când iese unul în presă, trebuie să-l ascult și pe celălalt. În mod normal, a trebuit să-l sunați pe domnul Boboc, să-l întrebați. Pe domnul Boboc. Da. Domnul Boboc. Și pe domnul Bunastancu. Și pe domnul Bunastancu. Pe domnul Bunastancu, nu știu dacă e chiar cazul să-l sunăm, pentru că domnul Bunastancu este acela care promitea bătaie unei colege, da? În conferință de presă. Da, ăla e Bunastancu, nu? E cel care dă avizul la această aliață. Domnul Bunastancu, da, care amenința pe colega noastră, da, că pune întrebări dificile. Cred că mi-am amintit bine pe Mădălina Poenaru. Domnul asta am uitat. Domnul Bunastancu, domnul Bunastancu, cel cu terenurile de la Băila, dacă mai țineți. Putem să-l identificăm prin foarte multe momente și schițe de-a lungul timpului, da? Cu privire la subiecte, doar cel care dă avizul alianței. Care alianță? Eu mă bucur că îl cunoașteți cu toții pe domnul Bunastancu. Ar fi bine să le spuneți domnilor de la PNL, de la Brăila, să nu plece de lângă Bunastancu, de lângă PSD. Și sunt convins că împreună putem să facem o treabă extraordinară peste tot, nu numai la Brăila. Pentru că colegii de la PDL și de la PNL au votat în unanimitate fuziunea. Deci nu avem probleme nici de conținut, împreună, dar fără declarații în presă. Haideți, domnule Nini Săpunaru, păi spuneți, e un fel de... Eu așa înțeleg, eu sunt coleg. Să fie tot, băgăm totul sub preș. Eu sunt coleg cu domnul Nazare la Focșani. Păi și domnii de la Brăila, de acolo, de la PNL, sunt colegi de mâine cu cei de la PDL. Noi avem și măsuri coercitive, deci când am stabilit un lucru și considerăm că n-au dreptate organizația locală, să știți că se iau și acele măsuri în continuare. Deci îi veți pedepsi pe cei de la PNL Brăila dacă nu îi lasă din brațe pe cei de la PSD, da? Se iau în interior. Păi nu știu, domnule, despre ce vorbește domnul Nazare. Păi nu știu, domnule Nazare, explicați-ne. De ce nu îl căutați pe domnul de la PNL, de la... Păi să-l căutăm, îi rog pe colegii mei. Cum îl cheamă pe domnul de la PNL? Domnul Boboc și mai cum? Păi nu puteți să-mi dați așa pe post. Să-mi scrieți pe o hârtiuță și încercăm să-l sunăm cât mai repede. Ca să vedem și varianta cealaltă. Deci, domnule Nazare, înțeleg că votează împreună cu cei de la PSD, da, asta e ideea, cei de la PNL. Ne mai auzim? În punctul de față, majoritatea din Consiliul Județean și majoritatea de la primărie sunt în continuare alcătuite din PSD cu PNL. Viceprimarul de la PNL există, vicepreședintele Consiliului Județean de la PNL există. Și în continuare, noi votăm împotriva PSD-ului, iar ei votează cu PSD-ul. Și dragostea asta prelungită dintre PNL și PSD, din punctul meu de vedere, trebuie să înceteze atâta timp cât noi, în nou partid puternic de centru-dreapta, vrem să câștigăm prezidențialele. Și n-am spus-o public ca să fac un caz din asta. Am răspuns unei întrebări la o conferință de presă, pentru că nu pot să bag capul în pământ și să mă fac că nu văd și că nu există aceste probleme. Și sunt convins că le rezolvăm. Da, vă bucur că sunteți convins că le rezolvați. Încercăm să luăm legătura și cu domnul Cătălin. Am încredere în colegii la PNL că aveți vor face un pas înapoi. Asta e cel mai important, să aveți încredere, sunteți creștini, Alianța Creștin-Liberală, Radu Magdin, așa se unifică dreapta? Sau sunt niște scăpări normale? Dreapta este ca un mobil într-o emisiune. Pentru liniștea noastră și emisiune de calitate, e bine că mobilul e pe silențios și există coordonare discretă. În momentul de față, mobilul e pe vibrație și automat, periodic, ne bruiază semnalul. Dar s-ar putea ca aceste mici conflicte locale, unele sunt mai mici, unele sunt mai mari, să împiedice fuziunea până la capăt? Mm. Sau după ziua de sâmbătă, spuneam, toți vor fi pătrunși de spiritul dreptei unite și... Nu, pentru că dincolo de democrație, interesul de democrație de partid, interesul macro conștientizat atât la nivel de strategi cât și la nivel de leadership de partid, este că dacă dreapta nu se unește și nu există un mare partid, indiferent cum se numește el, Partid Alianță și ce domnire poartă ca și contrapondere la PSD, dreapta nu are nicio șansă. Nu mai avem timp, din păcate. Îi mulțumesc domnului Nazare. Din păcate, domnul Boboc nu a răspuns la telefon. Poate încercăm mâine să reluăm subiectul și să-l sunăm și pe domnul Boboc. Ar fi foarte bine, pentru că nu-i bine. Întotdeauna avem numai poziția cuiva. Eu n-am de unde să știu ce se întâmplă în realitate la Băila. De aia există conducere de partid. 10 secunde. Domnul Boboc, bună seara! Ne auzim?
mulțumesc. Alo, ne auzim? Sunteți în direct, domnule Boboc. Bună seara. Ei, ce se întâmplă acolo pe relația dumneavoastră cu PSD-ul? Domnul Nazare v-a făcut un apel public să încetați această relație și să vă îndreptați spre partenerii dumneavoastră cu care veți forma un nou partid. Nu se întâmplă absolut nimic ce se întâmplă. Suntem și am avut câteva dialoguri cu partenerii noștri, vom mai avea. Nu se întâmplă nimic special. Înțeleg că aveți în continuare o relație apropiată cu cei de la PSD, că USL-ul trăiește acolo. Nu avem nicio relație apropiată cu cei de la PSD, USL-ul nu mai trăiește de mult. Avem astăzi în administrația locală un viceprimar și un vicepreședinte la Consiliul Județean. Asta e tot. Acei oameni sunt acolo pe niște funcții publice pe care le ocupă în momentul de față și care foarte bine, în momentul în care se va pune în discuție acest subiect, pot rămâne dacă vom strânge un număr suficient de voturi pentru asta sau pot să nu mai rămână. Foarte simplu. Mulțumesc foarte mult, domnule Boboc. Nu mai avem timp, din păcate. Procentele le vedeți pe ecran. Trebuie foarte repede să vă prezint și cartea din această seară. E vorba despre două cărți, fotopachet, numai 99 de lei, preț redus de la 140 de lei. Puteți comanda simplu, trimițând un SMS cu textul Litera la 1800, tarif normal, Michael Freeman, 101 ponturi în fotografia digitală de bază și ochiul fotografului. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Urmează sub semnul întrebării cu Robert Turcescu. La revedere!